Arena Gabriela Sabo din Voluntari și continuarea etapei cu numărul 6 din Liga Națională de Basket, cu o partidă între vicecampioana României, CSO Voluntari, aflată într-un debut modest de campionat, două victorii și două înfrângeri după primele patru meciuri disputate, și CSA Steaua București, echipă care vine cu exact același bilanț ca și CSO Voluntari și care are avantajul moral de a fi câștigat în sezonul precedent, în care nu a reușit calificarea în play-off-ul Ligii Naționale de Basket. Ambele confruntări împotriva celor de la CSO Voluntari au fost atunci două meciuri extrem de echilibrate, câștigate cu 87-85 în Arena Mihai Viteazu din Capitală și cu 76-75 aici, în sala Gabriela Sabo din Voluntari. Evident, CSO Voluntari, formația antrenată de Sasha Ozocolici, pleacă având prima șansă, echipa care s-a despărțit însă de conducătorul de joc, Șaras Vasilia Uscas, un Șaras Vasilia Uscas care a fost între timp înlocuit cu un american, Maurice Watson, adus de la Antwerp Giants, echipă care evoluează în BNXT League, liga care unește Belgia și țările de jos. De partea cealaltă, Steaua, formație antrenată de către Zoli Jafar, îl are pe Titus Nicoară drept capitan al formației și spuneam, două victorii și două eșecuri pentru Steaua București. Steaua, în actuala ediție de campionat, a debutat cu un eșec acasă, 83-88 contra lui CSM Galați. Vedem și brigada de arbitri cu Alex Olaru, Mate Stretea și Vlad Cotrobaș. A trecut ulterior de Focșani la capătul unui meci dramatic, câștigat cu un coș în prelungiri în ultima secundă, când Focșani avea două puncte avans. Steaua a marcat de 3 puncte prin Strahinia Iovanovi și s-a impus cu 89-88. A bătut apoi pe Laguna în deplasare, nou promovată, și a pierdut în ultima etapă, înainte de pauza competițională prilejuită de precalificările la Eurobasket, cu CSM Oradea. De partea cealaltă, CSO Voluntari, victoria acasă cu Laguna, eșec categoric la Oradea, la o diferență de 23 de puncte, meci câștigat pe teren propriu cu SCM Timișoara și înfrângere contra lui Dinamo în ultima etapă, înainte de pauza competițională de care aminteam. Bun găsit tuturor, numele meu este Cosmin Petrescu, în continuare voi fi gazda dumneavoastră pentru o partidă care începe cu un angajament câștigat de către Eric Thompson în fața lui Peter Olisemeca. CSO Voluntari așadar cu primul atac al meciului, Gutcher îl servește pe Thompson sub panou, alături de el Turok, Tohătan și Cotton, cei cinci titulari lui Ozocolici, iar primele puncte vin pe mâna lui Roli Turok. Steaua la primul atac al meciului este Strahinia Iovanovici, cel care obține două aruncări libere. Vragovici alături de el pe parchet, împreună cu Luca Vasile, Titus Nicoară și Peter Olisemeca. Două aruncări libere așadar pentru Steaua București. Se deplasează la linia de fault Strahinia Iovanovici, cel mai bun marcator al Stelei, 19,3 puncte în medie pe întâlnire. În actualul sezon este media pe care o are Strahinia Iovanovici. Este al șaselea marcator al Ligii Naționale de Basket. Până acum Tyler Stone de la Rapid, cel mai bun realizator al Ligii Naționale cu 24 de puncte, dar s-au jucat puține meciuri, nu prea putem trage concluziile de acolo. Tohătan, Thompson mai departe pentru Tekel Karan. Karan îl găsește pe Gutcher, scapă mingea de sub control. Intercepția lui Carlo Vragovici, Luca Vasile, Vragovici, Nicoară, primește acum Iovanovici, Iovanovici din spatele arcului de cerc, la recuperare Tadri Gutcher este cel care securizează mingea pentru Voluntari, dă drumul la contraatac și este slam dunk pentru Eric Thompson. Perfect a fost reperat Thompson de această pasă a lui Tadri Gutcher. Și vin două puncte spectaculoase pentru CSO Voluntari. Iovanovici cu umărul pe Gutcher, care îi transmite că astăzi coșul nu e pe stoc. Ne pare rău, reveniți mâine, poate în weekend se reface accesul pentru dumneavoastră. Încă o dată acțiunea lui Iovanovici și capacul lui Tadri Gutcher. TG, așa cum îl poreclesc după inițialele sale cei de la CSO Voluntari. Iovanovici ratează, Olisemeca recuperează ofensiv.
Nu s-a resetat cronometrul de atac, trebuia să o forțeze Jovanović. Atinge inelul și permite lui Titus Nicoară să recicleze încă o dată atacul pentru Steaua. Vragović, o pasă care s-a dorit a fi pentru Luca Vasilei, trece printre mâini această minge, fiind jenat însă și de un Tohătan, care a pus suficientă presiune acolo pe Luca Vasile și l-a făcut să nu poată recepționa. Pasa a venit dintr-o poziție destul de grea. Thompson întâmpinat de Olise Meca. Thompson cu umărul pe adversar, activează centrifuga, o lasă alături, tot el recuperează pe a doua șansă, înscrie. Eric Thompson recuperează ofensiv și aduce în cele din urmă coșul pentru gruparea ilfoveană. Jocul oprit aici, probabil o problemă cu unul dintre ceasurile, fie de joc, fie de atac. Repune Luca Vasile pentru Steaua. Luca Vasile venit de la Rapid București în această vară. 5,7 puncte în medie pe întâlnire în 3 meciuri jucate până acum pentru Steaua. Se pare că în continuare problemele la cronometru n-au fost rezolvate de către cei de la masa oficială. Se mai reia odată jocul, tot cu repunere pentru Steaua, iar acum partida poate să continue. Jovanović prin blocajul lui Nicoară, pasă aruncată la întâmplare de Jovanović, intercepția lui Tekel Karen, care se duce pe col și înscrie cele două puncte. Timeout solicitat de către Zoli Șafar. Prima întrerupere acestei partide, cerută însă foarte repede de către antrenorul celor de la Steaua București. Zoli Șafar, promovat ca principal pe parcursul sezonului precedent și păstrat acum în această funcție, chiar dacă în vară a fost ceva neînțelegere, a anunțat Mladen Iojić drept antrenor principal la Steaua. Iojić a venit la Steaua, însă el este cel care coordonează întreg proiectul de basket al Clubului Sportiv al Armatei, Mladen Iojić fiind așadar responsabil și cu echipa de seniori, dar și cu formațiile de junior și tineret. Zoli Șafar rămâne în continuare oficialul de pe banca celor de la Steaua București și el este cel care a solicitat aici timpul de odihnă pentru gruparea roșie-albastră. Revedem coșul lui Tekel Karen, jucătorul venit în această vară la CSO Voluntar de la Rizen Ludwigsburg. Alături de Rizen Ludwigsburg a fost în Final Four-ul Ligii Campionilor în sezonul precedent. Le-am văzut și pe câteva dintre componentele celor de la CSO Voluntari Volei Feminin. CSO Voluntari, una dintre echipele puternice din Campionatul Național de Volei Feminin, divizia A1, a și jucat la începutul actualului sezon finala Supercupei României și are un meci foarte tare duminică de la ora 15 în această arenă. Asta după ce au avut una dintre cele mai spectaculoase partide ale campionatului împotriva lui CSM Lugoj în reeditarea finalei Supercupei României de la începutul sezonului. A fost un meci în care Lugoj a avut 2-0 la seturi și 21-13 în setul al treilea, pentru ca Voluntar să întoarcă rezultatul și să câștige în 5 seturi. Tohătan trage de 3, recuperează încă o dată ofensiv Eric Thompson și obține două aruncări libere. Intră pentru prima oară la Steaua și James Farr, un jucător care se poate duela cu Eric Thompson în spațiul de 3 secunde. Chiar poate să fie o împerechere extrem de interesantă atunci când cei doi se vor apăra reciproc și vor avea mingea. Thompson marchează prima aruncare liberă de care a beneficiat. Eric Thompson aflat la al doilea sezon la CSO Voluntari, 10,7 puncte cu 10 recuperări în medie pe întâlnire în actuala stagiune. 75% procentajul la libere. Luca,
Primește acum Vragović. Îl angajează pe Far. Se întoarce, aruncă dezechilibrat și arde plasa. Ce procedeu pentru James Far, care îi transmite direct lui Eric Thompson că va avea de furcă cu el în defensivă, pentru că vine cu astfel de arsenal ofensiv. Abia al doilea coș marcat de către Steaua în această întâlnire. Mingea ajunge la Thompson în duel cu Far. Thompson se ridică, însă tavanul este coborât de James Far, care până acum are două acțiuni consecutive în care câștigă duelul cu pivotul celor de la CSU Voluntar. Sub panou Nicoară, aruncare ce se plimbă pe inel și este recuperată de Tekel Karan. Karan oprit cu prețul faultului, al treilea deja pentru Steaua în această întâlnire. Îl vedem pe Sasha Otsokolici, omul care a adus cele două cupe ale României pentru CSU Voluntari în precedentele două sezoane și a condus echipa până în finala Ligii Naționale în stagiunea anterioară. CSU Voluntari, care atacă aici prin Gacher, însăratează aruncarea de 3. A participat în preliminariile Ligii Campionilor, nu a reușit să acceadă în faza grupelor. A făcut-o însă în FIBA Europe Cup, acolo unde lucrurile n-au funcționat până acum extraordinar, însă păstrează mai departe speranțe de calificare într-o grupă din care a mai făcut parte și SCM-ul Craiova, echipă deja calificată mai departe în runda următoare a competiției. Craiova va avea acum șansa să o ajute pe Voluntari. Îl vedem pe Far, care înscrie și din spatele arcului de cerc. N-am văzut exact ce au arătat arbitrii, n-am văzut dacă piciorul a fost sau nu pe linie. Văd 6 pe tabelă, ceea ce înseamnă că a fost coș de 2 puncte pentru James Far. Așa mi s-a părut și mie, că a ciupit acolo cu vârful ghetei linia de 3 puncte. Tekel Karan se strecoară printr-un spațiu congestionat și marchează spectaculos. Vragović. Locaj fals al lui Far. Vragović rămâne apărat de Karan, pasează foarte bine și Thompson este sancționat cu greșeală personală după ce n-a mai reușit să-l oprească pe James Far. Supărat aici Eric Thompson pe faptul că a fost sancționat cu fault. Thompson este la prima greșeală personală în această întâlnire. Al treilea meci care se joacă în etapa cu numărul 6 din Liga Națională de Basket. S-au încheiat deja două confruntări. Una a fost în direct pe Prima Sport. SCM Timișoara a trecut cu 91-74 de către Dinamo, în continuare cu un buget clar inferior celor de la Dinamo. Dragan Petricevici face minuni la Timișoara și Timișoara ajunge la 4 victorii și o înfrângere în startul acestei ediții de campionat. UBT Cluj, campioana României în ultimele două sezoane, rămâne neînvinsă după ce a trecut 92-62 de CSM Târgu Jiu. Pe teren propriu, în BT Arena, s-a jucat acea întâlnire. Tekel Karan aici, lobul pentru Thompson, extrapasă spre Török Tohătan. Karan a simțit însă Vragović unde se va duce mingea, interceptează, dar Tekel Karan este cel care o ovalizează pe panou. O nouă șansă pentru Steaua. Vasile îl găsește pe Nicoară și vin în cele din urmă punctele pentru Steaua București într-o acțiune de contraatac în care a fost ca un roller coaster sentimental pentru ambele grupări. Ambele au crezut că și-au făcut bine treaba, mai întâi capacul lui Karan, apoi recuperarea lui Vasile și până la urmă Nicoară a rezolvat acea fază care plecase de la intercepția foarte bună a lui Vragović. 12-10 pentru CSU Voluntari, primește capitanul Ilfovenilor, Roli Tăru, cu doi oameni pe el, se bagă pe sub Vasile și evită capacul lui Far. Primele puncte pentru, al doilea coș al lui Roli Tăruc în această întâlnire. 4 în total pentru basketbalistul celor de la CSU Voluntari. Aici mingea ținută până la urmă pentru Steaua de Vragović. Jovanović s-a gândit să o tragă de la distanță, îl depășește totuși pe Gacher, ratează din prelungirea liniei de fault. Ofensiv recuperează Nicoară, însă Jovanović irosește o nouă oportunitate. Rămâne cu doar 2 puncte marcate astăzi Strahinia Jovanović. 2 aruncări la rând ratate la faza anterioară. Karan sub panou pentru Thompson. Thompson de lângă Nicoară înscrie cu geamul.
Eric Thompson își continuă și el recitalul ofensiv, ajungând la 8 puncte. Deja jumătate dintre punctele înscrise de CSU Voluntari au venit pe mâna lui Eric Thompson în startul acestei confruntări. Luca Vasile caută să-l atace pe Tekel Karan, pasează însă direct în brațele unui Gacher care interceptează. Karan pe contraatac, îl atacă pe Strahinia Jovanović, înscrie din nou. 6 puncte și pentru Tekel Karan. 18-10 pentru formația ilfoveană. Acesta este Far. Aruncă și ratează Vragović. Far pe voleibolare, nu poate nici el să pună mingea în coș. În doi timp prinde până la urmă Roli Tăruc. Tohătan, schimbare de rid, trece de Nicoară, caută soluții pentru că nu se poate ridica și până la urmă reorganizează acțiunea ofensivă pentru echipa gazdă. Tohătan pe coș cu faultul lui Titus Nicoară, foarte supărat pe această decizie a arbitrilor. Prima greșeală personală pentru Titus Nicoară, care spune că s-a apărat regulamentar. Luca Tohătan la linia de libere, jucător venit de la CSU Sibiu. Odată cu startul actualului sezon, component al Naționalei României. 23 de ani are Luca Tohătan, 12 puncte cu 4,3 pase decisive în sezonul precedent la Sibiu. Aici la Voluntari până acum 9,3 puncte și 2,5 asisturi pe întâlnire. Vragović din spatele arcului de cerc, aruncare strâmbă care n-a fost nici măcar aproape să cadă în coș și este posesie pentru Voluntari. A intrat Robin Mandisoza pe parchet pentru Steaua București. Steaua rămâne în pressing, o discuție aici între arbitrul Alexandru Olaru și antrenorul Stelei, Zoli Șafar. Se pare că sângerează acolo Carlo Vragović și nu poate să rămână pe teren. Merge să fie reparat de către echipa medicală. A revenit Jovanović în locul său. Regulamentul spune clar, orice fel de sângerare nu permite jucătorului care are această problemă să mai rămână pe parchet. Vida a intrat și el, pasează pentru Gacher, care ratează aruncarea de 3. Recuperează Jovanović. Jovanović trimite pentru Darko Djuric. Djuric obține faultul, aproape să scoată și cele 2 puncte. I s-ar fi oferit aici continuitatea lui Darko Djuric. Dacă ar fi reușit să și marcheze, va trebui să-și merite însă cele 2 puncte de la linia de libere. Djuric în actualul sezon este al doilea marcator al Stelei cu 14 puncte pe meci. Fost jucător al celor de la CSU Voluntari, Darko Djuric a jucat sub comanda lui Sasha Ocokolici în sezonul 2020-2021, câștigând Cupa României cu Voluntari și ajungând până în semifinalele Ligii Naționale de Basket alături de această formație. S-a transferat anul trecut la Steaua, acolo unde mai jucase și în stagiunea 2018-2019. Tohătan pentru Gaciu. Planinici. Din nou Tohătan, pasă strecurată pentru un Planinici, care a avut însă palmele nesigure. Minge pierdută de către CSU Voluntari, Robin Mandisoza. Schimbare de direcție aici a lui Mandisoza, însă nu poate să se descotorosească de Tohătan. Jovanović supravegheat de Gacher. Blocaj fals al lui Far. Mandisoza o vrea de 3. O are! Triplă pentru Robin Mandisoza. Un jucător cu un procentaj de doar 14% din spatele arcului de cerc. 19 ani are jucătorul român. Venit alături de Zoli Șafar,
În urmă cu ceva timp la Steaua de la Agronomia Four Sports. 3 puncte marcate în partea cealaltă pentru CSO Voluntari. Este coșul înscris de Rashid Moore, jucătorul adus de la Fraport Skyliners, echipă din campionatul Germaniei. De pe un picior Mandy Soza, are ghinion cu o minge care iese din coș, recuperată până la urmă de Darko Planinic. Dohătan. Sunt cam 18 secunde între timpul de joc și timpul de atac. Pătrunderea lui Vida, mingea ajunge la Planinic. Semicârligul de dreapta e pus alături. Prinde Nicoară și Steaua are oportunitatea de a păstra această minge pentru ultima acțiune a sfertului cu numărul 1. Strahinia Jovanović este cel care controlează atacul Stelei. Se duce pe coș și obține două aruncări libere. Joacă inteligent aici Jovanović într-un meci în care e clar că încrederea sa nu prea există pe aruncările din acțiune, pentru că are 0 din 7 până acum, singurele puncte marcate de la linia de libere, dar obținând faultul și ajungând din nou la linia de aruncări libere, ai oportunitatea să-ți creezi din nou acea încredere despre care vorbeam. Vezi mingea trecând prin coș, asta dacă o bagi, bineînțeles, dar în mod normal Strahinia Jovanović nu prea ratează aruncări libere. În actualul sezon n-a irosit nici măcar una. Are 100% procentaj până acum în stagiunea 2022-2023 și rămâne perfect. O ultimă șansă pentru Voluntari. Tohătan pe pătrundere a aruncat la timp, dar n-a făcut-o suficient de puternic pentru ca mingea să mai cadă în coș. Iar primul sfert se încheie cu formația ilfoveană în avantaj. 22-17 este rezultatul pentru CSO Voluntari la capătul unui act întâi în care cel mai bun marcator a fost Eric Thompson, 8 puncte strânse de Thompson, secundat de Tăchel Caren cu 6. În partea cealaltă, Steaua București îl are pe James Ford, drept cel mai bun realizator, 6 puncte înscrise de către James Ford. Fiind întrerupere, vă reamintesc faptul că Liga Națională de Basket continuă pe canalele Prima Sport, mâine și poi mâine pe Prima Sport 3, avem mai întâi de la ora 19, în cursul serii de mâine, duelul de la Oradea, dintre CSM Oradea și CSM Constanța, iar apoi duminică de la ora 18, în sala sporturilor Trivale, întâlnirea dintre FC Argeș-Pitești și CSM Petrolul Ploiești. Ambele partide, repet, se văd pe Prima Sport 3, apoi săptămâna viitoare, în cursul săptămânii, două meciuri din Eurocup. Mai întâi confruntarea de la Equinox Arena din Bourg-en-Bresse, unde Gielburg întâlnește Bursaspor. Două dintre adversarele lui UBT Cluj în actualul sezon din Eurocup. UBT Cluj joacă miercuri de la ora 19:30 de minute în direct pe Prima Sport 1, acolo unde se vede și meciul de la Bourg-en-Bresse, cu începere de la ora 19:30 de minute. Așadar, meciul Clujului cu Brescia. Iar în etapa următoare vom avea alte două confruntări, sâmbătă și duminică. Sâmbătă, o întâlnire dintre Steaua București și SCM Timișoara. Duminica următoare, de duminică într-o săptămână, Rapid UBT Cluj. Ca de obicei, vă voi ține la curent și eu pe conturile personale de pe rețelele de socializare cu programul transmisiunilor noastre. Puteți să-mi dați un follow la Cosmin Petrescu, fie pe Instagram, fie pe Facebook, și veți fi la curent cu aceste transmisiuni. Abatere de teren aici, a scăpat mingea din dribbling lui Mandy Soza sub presiunea lui Roli Tărăc. Posesia așadar pentru CSO Voluntari. L-am văzut în tribună și pe fostul portar al Naționalei României, un iubitor cunoscut al basketului. Este vorba de Bogdan Stelea. În timp ce sub panou Darko Planinic caută o pasă într-un loc în care probabil se aștepta să fie un coechipier, Vida deja tăiase spre coș și astfel în colț n-a mai rămas nimeni. Pasă greșită a lui Darko Planinic, care a făcut însă și greșeala de a sări înainte de a se asigura că are unde să paseze și s-a trezit în aer că soluția era inexistentă.
Djuric, sub palou de lângă Vida, aruncare grea lui Darko Djuric, dar curată. Două puncte pentru Djuric, 4 în total. Și Steaua se apropie la o posesie. Reamintesc, în sezonul precedent, Steaua a câștigat surprinzător ambele meciuri cu CSO Voluntari. Pătrunderea lui Karen. David Vida apasă pe trăgaci. La recuperare este Jovanović. Șansă de contraatac a Stelei. Darko Djuric, întâmpinat de Terry Larrier. Djuric aruncă dezechilibrat. Și mingea se pare că a ieșit din Titus Nicoară. Nicoară și Tără, că au fost jucătorii care s-au luptat la recuperare. Noul jucător al lui CSO Voluntari, este vorba despre Maurice Watson, nu se regăsește pe lista de astăzi. Regulamentul Federației Române de Basket îți permite să ai 6 jucători străini pe lotul unei partide din campionatul intern. A fost lăsat în afara lotului cel de-al 7-lea Maurice Watson, în timp ce Terry Larrier marchează de la distanță. Vă spuneam, Maurice Watson venit din Belgia pentru a-l înlocui pe Șaras Vasilii Auscaz, cel care, conform site-ului basket.ro, se pare că va juca în Ucraina restul sezonului pentru o echipă din Ucraina. Sub panou Lisemeca, de lângă Darko Planinic, expiră cele 24 de secunde de atac și este posesie pentru CSO Voluntari. Foarte bine s-a apărat Planinic, neoferindu-i lui Olisemeca oportunitatea de a se ridica și de a arunca la coș. Undeva la marginea parchetului l-am văzut aproape de coșul la care atacă Steaua în această primă repriză și pe Mladen Ioic, cel care, vă spuneam, a fost adus pentru a fi coordonatorul proiectului basketbalistic la Steaua București, odată cu startul actualului sezon. Karen pentru Tărăc. Minge lăsată în brațele lui Vida. Din nou Karen. Planinic este cel care așează blocajul, însă își bate mingea în propriul picior jucătorul celor de la CSO Voluntari, iar aici este abatere de teren. N-au atins steliștii niciodată această minge. Nu, degeaba protestează Karen. Din piciorul său s-a dus inițial înspre centrul terenului. Minge pierdut așadar și de către CSO Voluntar. Al 7-lea turnover pentru Voluntari, cu două mai multe decât are Steaua până acum. Tohătan revine pe teren în locul lui David Vida. Vida n-a reușit să spargă gheața până acum, n-a înscris niciun punct. Jovanović. Și el rămas doar cu punctele de la linia de libere. Jovanović aici pentru Djuric, o fentă în fața lui Tărăc, excelent, a lăsat pentru Titus Nicoară și e pasă decisivă a lui Darko Djuric. Titus Nicoară ajunge la 4 puncte cu 5 recuperări în meciul de azi. Tohătan pentru Karen. Karen schimbă partea, Terry Larrier. Abatere de 3 secunde la Darko Planinic, care ar fi vrut fie să primească mingea mai repede de la Larrier, fie ca americanul să arunce la coș. Jovanović. Blocajul lui Djuric, care rămăsese liber, pas a venit însă destul de târziu. Luca Vasile înapoi pentru Djuric, tripla este urmărită de Eric Thompson. Abia a reintrat pe teren, Thompson își face din nou simțită prezența. Pasă cu bolta lui Karen, ar fi trebuit să ajungă la Roli Tărăc. Mingea deviată se duce în afara terenului, rămân 16 secunde din atac pentru CSO Voluntari. Nu știu de ce protestează acolo Sasha Ocokolić. A fost o discuție între el și Vlad Cotrobaș, unul dintre arbitrii partidei. Depunerea lui Tohătan, Tărăc pentru Larrier. Din nou Tohătan. Blocajul așezat de Thompson. Tohătan întoarce spre Larrier. A vrut mai departe să-i trimită sub panoul lui Eric Thompson. L-a găsit și Thompson livrează încă o dată. 10 puncte pentru Eric Thompson, împreună cu 3 recuperări în meciul de astăzi. Djuric
Vasile, jocul oprit. Se aude fluierul arbitrilor. Fault departe de minge. Este greșeală personală la Roland Török. Primul fault al lui Török în acest meci. Anisoza la repunere. Olise Meca, Vragović. Vragović prin blocajul lui Olise Meca trage liber de la semidistanță. Mingea scoasă de pe inel până la urmă de Thompson. Chiar dacă a trimis-o el în aut, a făcut bine acolo că a îndepărtat-o, pentru că cel mai probabil s-ar fi plimbat pe fier și ar fi căzut până la urmă în plasă. Ar fi fost două puncte pentru Steaua. Așa este, doar repunere de sub panou cu Robin Mandisoza, care îl caută pe Vragović. N-are cum să-i paseze, trimite pentru Djuric. Acum primește Vragović. Zarco Djuric aproape să scape mingea de sub control. Vragović pentru Vasile. Printre picioarele lui Tohătan a fost această pasă. Mandisoza aruncă însă peste inel. Recuperează Olise Meca. Nici nu atinge fierul. Neatent Larrier este deposedat de Robin Mandisoza, care a venit din spate și l-a jefuit pe american de această minge. Tot Mandisoza aici. Fault la duelul dintre Terry Larrier și Zarco Djuric. Greșeala personală îi aparține lui Terry Larrier, jucătorul care a mai evoluat în Europa în sezonul 2020-2021 la adversara celor de la CSU Voluntari în FIBA Europe Cup. E vorba de echipa suedeză Norrköping Dolphins. Vragović, slabă această pasă, imposibil de recepționat pentru Mandisoza. Greșeala este clară a lui Carlo Vragović. Tohătan aruncă de 3 Cadden. Cât de liber a fost Tekel Cadden, la care nu a ieșit nimeni pentru a-i contesta această încercare de la distanță. Cadden cu 9 puncte astăzi, 30-21 pentru CSU Voluntari. Olise Meca este faultat sau face el fault în atac? Se pare că a avut cotul ridicat. Fault ofensiv la Peter Olise Meca. A doua greșeală personală pentru fostul jucător al Craiovei. Acolo a evoluat în sezonul precedent, chiar dacă a plecat înainte de încheierea campionatului. 7,3 puncte cu 6,5 recuperări în medie pe partidă pentru basketbalistul nigerian. Larrier, Tohătan. Tohătan schimbă ritmul, se duce pe coș, s-a temut de capacul lui Olise Meca. A recuperat Zarco Djuric, care încearcă să se ducă de pe o coastă pe alta, ratează în cele din urmă și este fault la urmărire. N-a mai găsit aici soluția de a finaliza Zarco Djuric, după ce a apărut foarte bine în calea lui Roli Török. Este timeout. 4 minute și 45 de secunde rămase până la finalul celui de-al doilea sfert. 30-21 pentru CSU Voluntari în această întâlnire cu Steaua. Aminteam sezonul precedent, două meciuri extrem de disputate, ambele câștigate la București cu 87-85 și aici la Voluntari cu 76-75 de către Steaua, echipă care a surprins atunci prin rezultatele respective. Steaua în cele din urmă, în stagiunea anterioară, nu a prins play-off-ul, a terminat campionatul pe poziția 10-a, cu 12 meciuri câștigate și 18 pierdute, însă dintre cele două victorii, dintre cele 12 victorii, pardon, două au fost împotriva lui CSU Voluntari, care a încheiat pe locul al treilea sezonul regulat, la egalitate de puncte cu CSM Oradea, însă Oradea a avut avantajul din confruntările directe. În cele din urmă însă CSU Voluntari a reușit să o elimine pe CSM Oradea după 3 partide în semifinale. A fost atunci o serie în care CSU Voluntari a câștigat primele 2 jocuri în deplasare la Oradea și apoi pe cel de-al treilea pe teren propriu aici la Voluntari. L-am văzut din nou în imagine pe Bogdan Stelea.
Vă spuneam, Bogdan Stelea, iubitor al basketului, l-a și practicat de plăcere, evident, nu la același nivel ca fotbalul, acolo unde a apărat poarta naționalei României la multiple ediții de cupe mondiale și campionate europene. Sub panou, pasa pentru Thompson, a căutat faultul la Oli Semeca. Nu s-a fluierat nimic, jocul continuă, Steaua are posesia cu Strahinja Jovanović. Tot 4 puncte în continuare pentru Jovanović. Vasile Vragović. Vragović prin blocajul lui Oli Semeca, pasă la înălțime, Oli Semeca irosește însă această voleibolare. Iar Eric Thompson recuperează pentru a patra oară. Tohătan îl găsește pe Tăruc, Gacher pe pătrundere, aruncă și la urmărire este Vasile, a doua minge prinsă de către Luca Vasile. Rămâne în continuare fără punct Tadri Gacher, cel mai bun marcator al lui CSU Voluntari în sezonul precedent. Aruncă de trei aici Vasile, o face și el fără precizie, ofensiv prinde Oli Semeca, minge scoasă la Vragović. Jovanović trimite sub panou pentru Oli Semeca, are avantajul taliei, dar Oli Semeca o irosește și el după ce a strâns Roli Tăruc. Ambele echipe ratează din poziții favorabile în ultimele minute. 3 și 10 secunde au mai rămas până la finalul primei reprize. Tăcheu Karen. 9 puncte astăzi pentru Karen, care rezistă contactului, dar irosește o nouă aruncare. Recuperarea a fost pentru Peter Oli Semeca, cea de-a patra pentru jucătorul nigerian. Puncte în schimb nu a marcat până acum. Vragović. Oli Semeca. Jovanović. Faultul lui Gacho. Tadri Gacher, la a doua greșeală personală, venit de la Beşiktaş. Tadri Gacher a jucat și în sezonul precedent, spuneam, pentru CSU Voluntari și a fost cel mai bun marcator al echipei. Cu Beşiktaş a jucat în Liga Campionilor, a mai jucat pentru MSD Skopje în Macedonia de Nord și pentru Șole în campionatul Franței. Far aici, evită capacul și înscrie super pe mâna stângă. Revenit pe parchet James Far și aduce imediat impactul pe tabelă. 30-23 într-o afacere cu puține puncte până acum. Larrier de la semidistanță recuperează Nicoară. 6 mingi culese astăzi de Nicoară de sub cele două panouri. Aici este în continuare posesie pentru Steaua. Far. Jovanović. Aruncă de 3 Strahinja Jovanović și pentru prima oară în acest meci înscrie din acțiune. Aruncare cu om pe el, însă caracteristică pentru Jovanović, care sparge așadar gheața și la coșurile din acțiune, după ce avea 0 din 7 înainte de această triplă pe care o trimite în coș și prin care îl forțează pe Sasha Ocokolić să solicite timeout. 30-26 este scorul pe finalul sfertului cu numărul 2. Vă reamintesc, cele două formații cu bilanțuri egale în startul acestei ediții de campionat. Atât CSU Voluntari cât și Steaua București au câte două meciuri câștigate și două pierdute. Cele două echipe fac parte din conferința B, acolo unde pe prima poziție se află SCM Timișoara și CSM Oradea, ambele echipe cu 4 meciuri câștigate și unul pierdut. Dinamo are bilanț de 3-3. Iar CSM Galați are 3 meciuri câștigate și 2 pierdute, Galațiul fiind în acest moment într-un clasament făcut pe procentajul de victorii înfrângeri, care este mult mai realist, în special atunci când nu avem număr egal de meciuri jucate de toate formațiile. Altfel, e la fel de realist ca cel pe puncte, atât timp cât nu există forfeuri, n-a fost cazul până acum în ultimele sezoane.
Dar de asta prefer să vorbesc de clasamentul pe procentaje, pentru că e mult mai realist. Sunt unele echipe care au jucat mai multe meciuri și atunci au adunat mai multe puncte, strângându-le și pe cele din înfrângere. Însă asta nu înseamnă că nu vor fi depășite atunci când cele care mai au restanțe de disputat le vor desfășura. Galați așadar cu 3-2 bilanț. În mod normal ar trebui să ajungă la 4-2, pentru că joacă împotriva Lagunei în această etapă. Laguna, o formație care n-a demonstrat încă faptul că poate să câștige în Liga Națională de Basket. Înscrie din pasa lui Tadric Gotcher Eric Thompson. Foarte bine s-au înțeles cei doi pe acest blocaj ieșire. Jovanović către Nicoară. Din nou Strahinia Jovanović. Jovanović îl angajează pe Nicoară. Nicoară cu Fenta, aruncarea din întoarcere este recuperată de către James Farr. Farr acum de lângă Thompson, mult prea greu să marcheze din acea poziție. A cerut un foul pe care nu l-a primit Larrier, întâmpinat de Luca Vasile, care comite greșeală personală. Sasha Ocokolić solicită greșeală antisportivă pentru intervenția lui Luca Vasile, presupusă doar cu scopul de a opri contraatacul. Nu merg arbitrii la masa oficială pentru a revedea această acțiune. Consideră că decizia a fost cea corectă. Tohătan cu pământul pentru aruncarea irosită de către Eric Thompson. La fel ca și Farr, mai devreme a cerut și el faultul, n-a primit nimic. Farr aici îl lasă liber pe Vragović. Tripla este scurtă, Larrier prinde defensiv. Tohătan. Thompson. Gotcher. Gotcher cu podeaua pentru Thompson și este împachetat bine acolo de Carlo Vragović, care comite a doua greșeală personală, însă și-a dorit să se asigure că Eric Thompson nu are vreo șansă să finalizeze. Faul bine făcut de către Carlo Vragović. Și două aruncări libere pentru Eric Thompson, pe care le va executa după această dublă schimbare a lui Sasha Ocokolić. David Vida și Raquel Karen retrimiși pe parchet. Revine și Robin Mandisoza pentru Steaua. Thompson astăzi cel mai bun marcator al partidei. 12 puncte înscrise de către Eric Thompson. 5 din 8 din acțiune, 3 din 3 la libere. De asemenea, 4 recuperări pentru pivotul american. A durat ceva până s-a acomodat Eric Thompson la CSU Voluntari, însă ulterior impactul său a început să se simtă. El a venit în startul sezonului precedent după ce jucase în campionatul Coreei de Sud la Incheon Elephants. A fost cel mai bun recuperator al formației la acea echipă cu 9,2 pe întâlnire. Carlo Vragović. La spate o pasă primită de Vragović, Mandisoza de 3, Ațe! Robin Mandisoza cu al doilea coș de la distanță, ajunge la 6 puncte și Steaua mai taie din această diferență. 5 secunde rămase până la finalul sfertului 2, Tekel Cannon, step back de 3, aruncarea este urmărită de Török, dar nu mai e timp. Și astfel actul secund se încheie cu scorul de 33-29 în favoarea lui CSU Voluntari, care îl are pe Eric Thompson drept cel mai bun marcator, 13 puncte, acesta fiind secundat de Tekel Karan cu 9. De partea cealaltă, pentru Steaua, 8 puncte înscrise de James Farr, alte 7 venite de la Strahinia Jovanović. Avantaj de 4 puncte pentru CSU Voluntari în meciul cu Steaua București, care are loc în Arena Gabriela Sabo, în etapa cu numărul 6 din Liga Națională de Basket. Două formații care fac parte din conferința în care se mai află grupări precum Timișoara, Oradea, Galați sau Constanța.
formații cu pretenții la calificarea în top 10. Conferința B, le vedem din nou pe câteva dintre componentele echipei de volei a lui CSO Voluntari. Echipa de volei urmând să întâlnească duminică de la ora 15, tot în această arenă, Dinamo București, într-un meci destul de tare între două dintre formațiile cu pretenții din campionatul național feminin. Un sport în care România are calificată naționala atât cea masculină cât și cea feminină la campionatul european, lucru care în basket nici măcar nu e aproape să se întâmple și nici în alte sporturi nu ne putem lăuda cu așa ceva. În handbal, spre exemplu, doar naționala feminină este cea care ajunge în mod constant la campionate europene. Revenind însă la ceea ce s-a întâmplat în prima repriză, Eric Thompson este cel mai bun marcator al confruntării. 13 puncte pentru Thompson, care a strâns și 4 recuperări pentru CSO Voluntari. Pentru Steaua, liderul marcatorilor este Strahinia Jovanović cu 7 puncte, însă doar una din 8 din acțiune pentru el. Cel mai bun recuperator al confruntării fiind Titus Nicoară, 7 puncte înscrise, 7 recuperări, pardon, strânse de către Nicoară. Începe sfertul cu numărul 3, o aruncare ratată din cădere de către Rashid Moore. E posesie pentru Steaua. Jovanović. Locajul lui Far. Far a jucat destul de puțin, dar atât timp cât s-a aflat pe parchet în cele 11 minute și a făcut treaba excelent. Aici încearcă să tragă de 3, nu știu dacă a fost cea mai inspirată idee. Poate că marchează el din spatele arcului de cer, dar era extrem de aproape de el Eric Thompson. Aruncare contestată pentru James Farr, care până acum n-a înscris vreodată de 3 în actuala ediție de campionat. De asta spun, poate o trage el bine, dar n-avem de unde să știm. În orice caz, aruncare a fost una cu grad de dificultate foarte ridicat. Sigilate în continuare cele două inele pentru sfertul cu numărul 3. Reușește să spargă gheața până la urmă. Tadri Gotcher, atât în sfertul al treilea, cât și din punct de vedere personal, este primul coș al lui Tadri Gotcher în acest meci. Jovanović. Darko Djuric se duce foarte bine pe pătrundere și are mâna fină ca mătasea. 6 puncte pentru Djuric. Tekel Karan cu o schimbare de direcție la care mingea este agățată cu piciorul de către Karan, spun arbitrii. Posesie pentru Steaua după acest turnover al lui CSO Voluntari, al 9-lea pentru gruparea antrenată de către Sasha Uțocolici. Jovanović, Djuric pe mâna stângă, Darko Djuric dezechilibrat, la recuperare este tot el. A doua încercare e tot irosită, dar se aude fluierul. Nu cred că sunt valabile punctele marcate de către Titus Nicoară. Vom vedea. Cred că a fost acolo fault a lui Thompson la Darko Djuric, într-adevăr. Coșul marcat de către Titus Nicoară nu este valabil, în schimb Darko Djuric se află la linia de libere. Două aruncări pentru el, prima transformată, și are posibilitatea să apropie Steaua la doar 2 puncte în cazul în care reușește să o marcheze și pe cea de-a doua. Djuric în actualul sezon 88% procentaj la linia de libere. Tohătan. Thompson pentru Karan. Gotcher. Îl vede liber pe Tohătan, care refuză aruncarea. Djuric are timp acum să strângă. Tohătan atacă inelul, o pune alături. Thompson împinge la urmărire. Și este încă o greșeală personală acumulată de către Eric Thompson într-un interval atât de scurt. Două faulturi luate repede de către Eric Thompson, care îl forțează pe Sasha Uțocolić să îl înlocuiască. În locul său a intrat Darko Planinić. Pasa lui Jovanović pentru Far este end one a lui James Far, care își flexează mușchii în spatele inelului și are o aruncare liberă suplimentară. Excelent, a băgat Atsanak Jovanović și mai departe Far pune greșeala personală și pe Darko Planinić.
croatul care a fost adus la începutul sezonului de CSU Voluntari din campionatul Turciei, jucase pentru Petkimspor în stagiunea precedentă. El a mai evoluat în Liga Națională de Basket în sezonul 2019-2020, atunci când a fost componentul lui UBT Cluj, câștigător al Ligii Adriatice în 2014, dar cu Planinici alături de Țibona. Planinici acum lasă cu podeaua pentru Karen. Karen mai departe spre Sheedmore. Moore se duce pe coș, obține faultul. A doua greșeală personală a lui Titus Nicoară, care își recunoaște intervenția neregulamentară. Aici a dat peste brațe lui Rashid Moore. Și sunt două aruncări libere pentru basketbalistul american. Vă spuneam, a venit de la Fraport Skyliners, echipa pentru care a evoluat în ultimele două sezoane în Bundesliga. 10,3 puncte cu 5 recuperări în medie pe întâlnire în sezonul precedent pentru acest jucător în vârstă de 27 de ani. Cinci puncte astăzi pentru Sheedmore. Jovanović. Foar așează blocajul, Jovanović e liber la 3 și marchează din nou. După ce ratase 7 aruncări la rând din acțiune, are acum 2 triple consecutive, una în finalul sfertului 2, una acum în startul celui de-al treilea. Steaua conduce cu 39-37. Este un fault între timp comis de jucătorii steliști. Repunere din lateral pentru formația gazdă. Sheedmore. Zarco Planinici, foarte bine l-a reperat sub panou pe tackle Karen și pasa decisivă ajunge mai repede decât DM-ul pe Insta. 2 puncte, 39-39. Jovanović. Blocajul așezat de Far. Jovanović schimbă ritmul, îl atacă pe Tohătan. Recuperează fie Moore, fie Djuric. Trage mai tare până la urmă Sheedmore. Superioritate numerică pentru CSU Voluntar. Karen o vrea de 3. O are! Tackle Karen cu 12 puncte după ce închide acest contraatac cu un coș de la distanță. Vragović. A fost fault aici la Lucas Tohătan. A doua greșeală personală pentru Tohătan. Repunerea lui Vragović. Primește James Farr. Farr mai departe pentru Strahinia Jovanović. Nicoară s-a gândit să arunce, până la urmă întoarce pentru Jovanović, care mai are 4 secunde să acționeze. Jovanović îl atacă pe Moore, aruncă de pe un picior, mingea se plimbă mult timp pe fier și este până la urmă coborâtă de acolo de Terry Larrier. Larrier de la semidistanță, aruncare cu un pic de noroc, însă sunt 2 puncte pentru Larrier. Al doilea coș marcat de către acest jucător american. Spuneam, a mai evoluat în Suedia la Norrköping Dolphins, echipă pe care CSU Voluntari o va întâlni din nou în grupa din care face parte în FIBA Europe Cup. Jocul este întrerupt aici de un timeout solicitat de către Joli Șafar. Voluntari mai are de jucat 2 meciuri în FIBA Europe Cup, în deplasare în Suedia la Norrköping împotriva lui Dolphins, iar apoi pe teren propriu contra germanilor de la Merlins Kralsheim pentru a se califica în top 16, în faza a doua a grupelor. CSU Voluntari are nevoie fie de ajutorul celor de la SCM-ul Craiova, bineînțeles are nevoie în primul rând să câștige ambele partide, atât meciul din deplasare de la Norrköping, cât și jocul de acasă împotriva lui Kralsheim. Și acolo, dacă, spre exemplu, Craiova reușește să învingă în duelul cu Kralsheim, în condițiile în care Craiova e deja calificată în faza următoare, dar joacă acasă împotriva formației din Germania, atunci CSU Voluntari ajunge ca în ultima etapă să aibă nevoie doar să învingă formația germană pentru a trece în următoarea fază a grupelor. Dacă, în schimb, Craiova nu bate Merlins Kralsheim, atunci meciul
care va avea loc în sala Olimpia din Ploiești. În ultima etapă, pe data de 30 noiembrie, atunci Voluntar va trebui să învingă în meciul cu Kralsheim la mai multe puncte decât a pierdut în partida tur, ceea ce este destul de dificil pentru că nemții s-au impus la o diferență de 15 în meciul jucat la Ilshofen. Aici aruncare de la semidistanță care pică în coș pentru James Farr. Farr își continuă prestația excelentă și Steaua se apropie din nou la o singură posesie. Shed Moore, luat în primire de Farr. Moore aproape să piardă mingea pe care totuși o mai controlează. Lasă pentru Larrier. 4 secunde din atac, dezechilibrat. Larrier ratează și e faul la urmărire a lui Planinic. Ar trebui să fie două aruncări libere, de asta protestează Titus Nicoară. Faultul a venit la recuperare. De-aia era acolo supărat Titus Nicoară. A fost anunțat până la urmă de la masa oficială faptul că CSU Voluntar se află în penalizare și astfel James Farr merge la linia de libere pentru două încercări. Tot în FIBA Europe Cup, pentru că aminteam de ceea ce se întâmplă acolo, mai este poziționată foarte bine pentru moment o altă reprezentantă a României, CSM Oradea. 3 victorii și o înfrângere pentru CSM Oradea până acum. Mai are de jucat 2 meciuri în deplasare în Bulgaria cu Rimski Sportist și altă deplasare în Belgia cu meciurile în Kangaroos. Oradea, formație care în ultimele 2 sezoane a fost de fiecare dată în fazele eliminatorii ale FIBA Europe Cup, acum 2 ani chiar în Final Four, terminând pe locul al 3-lea anul trecut în sferturile de finală, când a fost eliminată de către danezii de la Bakken Bears. Vă reamintesc, Oradea joacă mâine în direct pe Prima Sport 3 contra lui CSM Constanța. Larrier trage de 3 și înscrie din nou a 2-a tripla a lui Terry Larrier. Coș important pentru CSU Voluntari, care se redistanțează. Arbitrii totuși se pare că au văzut piciorul pe linie a Terry Larrier. Sunt acordate doar 2 puncte pentru jucătorul american. Fault ofensiv aici la James Farr. A 4-a greșeală de echipă și pentru Steaua. Ambele formații peste limită din acest moment. Orice fault va fi sancționat cu 2 aruncări libere. Larrier, luat aproape de către Zarko Djuric, reușește să țină driblingul sub control. Larrier caută să-l atace pe Titus Nicoară, aruncă de la semidistanță și încrederea lui acum e la nivelul tavanului într-un meci în care i-au intrat aruncările. Asta au văzut cu siguranță în el cei de la CSU Voluntari în momentul în care l-au adus pe acest jucător cu experiență și în G-League. Wisconsin Hurts și Aqua Caliente Clippers sunt cele două formații pentru care a jucat în Liga de Dezvoltare Americană. Atac aici inelul Jovanović și descongestionează traficul pentru a înscrie cu geamul. 2 puncte pentru Strahinja Jovanović, un total de 12 pentru el. Pasa lui Karen este deviată. Va rămâne posesie pentru CSU Voluntari cu mai puțin de 4 minute până la încheierea sfertului 3. Le pune Tohătan, primește Moore, Planinic, Karen. Karen înapoi la Tohătan. E liber la 3. La recuperare apare Larrier și aduce un atac suplimentar pentru formația ilfoveană. Tohătan caută să joace izolat cu Vragović. Pune alături mingea pe panou. Se aude fluierul arbitrilor pentru încă un fault. Tot la recuperare și tot împotriva lui Planinic. O altă greșeală personală a lui Darko Planinic, care va duce la 2 aruncări libere pentru James Farr. Farr, cel mai bun marcator al Stelei în confruntarea de astăzi. 14 puncte pentru el, 4 din 5 are la linia de libere basketbalistul american. James Farr aflat abia la a 3-a partidă pe care o joacă în tricoul Stelei.
în Liga Națională de Basket. În sezonul precedent, James Farr a fost adversarul Oradei în FIBA Europe Cup. A jucat pentru Benfica Lisabona, câștigând campionatul Portugaliei în stagiunea anterioară. O achiziție foarte importantă a Stelei. Farr aici îl împiedică pe Curran să arunce. Trage Larrier de 3. O face prea lung și recuperarea este a lui Strahinja Jovanović. Jovanović. Pentru Farr. O încearcă și de afară. Rămâne în continuare fără coș de 3 în actualul sezon al Ligii Naționale. Larrier este cel care a asigurat recuperarea. Larrier însă scapă mingea de sub control, deși nu era presat de nimeni. Ce turnover pentru CSO voluntar, ce turnover pentru Terry Larrier. În total sunt 10 mingi pierdute de către CSO voluntari. Două din vina lui Larrier. Djuric aici cu fenta mușcată de Larrier. Iar mai departe, Darko Djuric își arată eficacitatea în spațiul de 3 secunde. Djuric ajunge la 10 puncte marcate, 3 din 7 din acțiune. Larrier îl angajează pe Planinić. Planinić aproape non-factor în această întâlnire. Nu livrează nici aici cele două puncte. Rămâne fără coș marcat. Are doar două recuperări și două pase decisive. 0 din 2 din acțiune pentru Planinić, însă Thompson este în continuare protejat cu 3 greșeli personale și ținut pe bancă de către Sasha Ocokolić. A ratat Vragović, a recuperat ofensiv Nicoar. Atac nou pentru Steaua, Strahinja Jovanović. Jovanović caută să atace inelul, a căutat Bolta aici pentru a scăpa de Larrier, dar este faultul lui Gutcher. Nu-i vine să creadă lui Tadri Gacir că a fost sancționat cu fault de către Mate Stretea. Avea o figură șocată în jucătorul american, însă este greșeală personală pentru el, a patra pentru Gacir. Așadar, probleme și pentru Tadri Gacir, care cu siguranță nu va mai juca până în sfertul 4. Și Steaua trece din nou în avantaj. Un meci în care CSO voluntar a condus la un moment dat chiar și la 9 puncte diferență. Steaua a avut maximum 2 în plus pe tabelă. Ecart care se reface acum, odată cu cele două libere transformate de către Strahinja Jovanović. Se aud fanii steliști veniți să își susțină echipa în arena Gabriela Sabo din voluntar. 2 puncte avans pentru formația lor. Curran dă drumul la minge, apasă pe trăgaci, Tohătan! Și sunt 3 puncte pentru Lucas Tohătan, prima reușită din acțiune, după 6 aruncări ratate, 4 dintre acestea erau din spatele arcului de cerc. Ajunge acum la una din 5 de afară, 4 puncte în total pentru Lucas Tohătan, voluntar conduce din nou. Jovanović cu podeaua pentru Vragović, de la semidistanță, Carlo Vragović ratează o aruncare, recuperat ofensiv de Oli Semeca. Djuric fentează, pasează pentru Vragović, partea schimbată, Jovanović de 3, bingo! Strahinja Jovanović începe să se încingă, ajunge în acest moment la 3 din 7 de la distanță, 16 puncte în total, Steaua are iarăși 2 avans. Planinić pentru Larrier. Din nou Terry Larrier o vrea de 3, la urmărire. Ajunge până la urmă Strahinja Jovanović, care caută să accelereze. Bună defensiva de tranziție a celor de la CSO voluntari. Suntem în ultimul minut al sfertului 3. Jovanović pentru Nicoară. Abatere de pași la Titus Nicoară. A noua minge pierdută și de către Steaua. Hai să ne uităm aici la piciorul de sprijin al lui Nicoară. Da, sunt pași, sunt pași. Au dreptate arbitrii. Ambele formații, vă reamintesc, în penalizare. 53 la 51 pentru Steaua. Voluntari în atac prin Lucas Tohătan. Primește Planinić. Mai departe pentru Curran. Curran încearcă să îl atace pe Jovanović. Obține faultul și vor fi două aruncări libere pentru el.
Nu era pe aruncare, n-ar fi fost valabile cele două puncte dacă ar fi înscris, dar sunt două libere pentru că Steaua este de asemenea în penalizare. Intră pentru prima oară astăzi Albert Stan, folosit probabil câteva minute aici pentru a mai da posibilitatea să se odihnească cu echipierilor săi. Doar 18 ani are Albert Stan, 2,8 puncte în medie pe întâlnire în actualul sezon. Intră pentru prima oară aici, una din două la această deplasare la linia de libere pentru Tăchel Caru. Mandy Soza. Steaua are în acest moment 3 jucători români pe teren. E obligată să aibă unul în cea de-a doua repriză a meciurilor din Liga Națională. Stan greșește, interceptează Larrier. Tohătan pe contraatac, obține faultul la Mandy Soza. Și sunt două aruncări libere pentru Lucas Tohătan. Robin Mandy Soza cu prima greșeală personală. Două aruncări pentru Lucas Tohătan. Îl văd acolo agitându-se în partea de centru dreapta a ecranului, îl vedeți în negru pe Mladen Iuic, care vă spuneam coordonează basketul de la CSEA Steaua începând cu actualul sezon. Una din două aici pentru Lucas Tohătan, ajuns la 5 puncte marcate, mai sunt 12 secunde până la finalul sfertului 3, egalitate la 53. Steaua are posibilitatea să termine actul terț în avantaj. Mandy Soza. O pasă pentru Jovanović. Jovanović, revenit pentru această acțiune pe teren, trage de 3, aruncă scurt, prinde până la urmă Tăruc, care încearcă un semi-cârlig din propria jumătate de teren. Erau aproape inexistente șansele să marcheze de acolo. Și după 30 de minute de basket în arena Gabriela Sabo din Voluntari, suntem exact în locul în care ne aflam și în momentul în care am plecat la start, în urmă cu vreo oră și 20 de minute. Este așadar egalitate între CSO Voluntari și CSA Steaua București. Cel mai bun marcator al meciului, Strahinia Jovanović, 17 puncte, el fiind secundat cu 16 de către James Farr pentru CSO Voluntari. 15 puncte înscrise de Tăchel Caron și alte 13 de la Eric Thompson, care însă nu a mai punctat în a doua jumătate. A acumulat repede acele două greșeli personale și n-a prea mai fost folosit de către Sasha Ocokolici, care a preferat să își protejeze omul înalt și avea o partidă excelentă până în momentul respectiv. Am văzut coșul lui James Farr de mai devreme, coș care a fost de două puncte, piciorul pe linie. Au fost câteva aruncări și de o parte și de cealaltă, la care doar câțiva centimetri au făcut diferența în defavoarea echipei aflate în ofensivă și au făcut conversia din 3 în doar două puncte. Până se rea jocul, vă mai amintesc o dată, mâine de la ora 19 pe Prima Sport 3, CSM Oradea, CSM Constanța, duminică de la 18, tot pe Prima Sport 3, întâlnirea dintre FC Argeș Pitești și CSM Petrolul Ploiești, iar miercuri de la 19:30 pe Prima Sport 1 în Eurocup, UBT Cluj contra Germanii Brescia, toate meciurile campioanei României U-Banca Transilvania Cluj din Eurocup se văd în exclusivitate pe canalele Prima Sport. O mai zic o dată, puteți urmări conturile mele personale de pe rețelele de socializare, mă găsiți fie pe Facebook, fie pe Instagram la Cosmin Petrescu, dați un follow acolo și în fiecare zi de meci promit că aveți un story prin care să vă amintesc de partidele pe care le transmitem. Jocul reluat, este atac pentru Steaua cu Jovanović, care îl găsește pe Carlo Vragović. Vragović aici trimite pentru Djuric. Atacă inelul, din nou pe piruetă. Larrier reușește să atingă mingea, dar și brațul lui Djuric. Și este faultul lui Terry Larrier, aflat la cea de-a doua greșeală personală. Djuric ajunge la linia de libere.
4 din 4 astăzi pentru Zarco Djuric la linia de fault. În continuare, fondul sonor din arena Gabriela Sabo este dominat de către Galeria Stelei, care, spuneam, a însoțit formația pentru a-și încuraja echipa favorită. Meci foarte bun făcut de către Steaua până acum. 55-53. Se reface diferența de scor maximă în favoarea Stelei. Repet, Voluntari a avut și 9 puncte la un moment dat. Planinici, Clarion, Karen. Și este un fault sub panou. Un fault comis de către Oli Semeca. A treia greșeală personală pentru pivotul Stelei. Este un zâmbet ironic acolo a lui Zoli Șafar, care nu e de acord cu decizia luată de către Alexandru Olaru. Vă reamintesc că Alexandru Olaru, Mate Stretea și Vlad Cotrobaș, cei trei arbitri care oficiază confruntarea de la Voluntari. Liber, Roli Tăroc, de trei, în plasă! Coș important pentru Roli Tăroc, prima lui reușită de la distanță, 7 puncte în total. Și CSO Voluntari este din nou la conducere. Jovanović, mai ales în a doua repriză, a fost de neoprit. Oli Semeca, înapoi pentru Jovanović. Vragović, în colț pentru Djuric, o vrea de trei, bingo! Zarco Djuric răspunde și el la coșul de trei al lui Roli Tăroc. Și Steaua capătă din nou avantajul într-o partidă în care schimbarea la conducere a celor două formații devine obișnuință. Larrier atacă inelul, este faultul lui Djuric. Alexandru Olaru face semn că era în actul aruncării Terry Larrier. Faultul vine aici și, într-adevăr, era pe cei doi pași. Decizia este cea corectă. Sunt două libere pentru Terry Larrier, care, venit de pe bancă, a strâns astăzi 9 puncte. Primele aruncări libere pentru Terry Larrier. Aminteam, jucător care a evoluat în Liga de Dezvoltare a NBA, în G League, așa cum se numește aceasta. A jucat pentru două formații, Wisconsin Herd și Aqua Caliente Clippers, sateliții celor de la Milwaukee Bucks, respectiv Los Angeles Clippers. Arbitrii revăd această acțiune pentru a vedea dacă nu cumva se poate da chiar greșeală antisportivă la ceea ce s-a întâmplat mai devreme. Dacă nu cumva a fost o intervenție doar pentru a-l opri din acțiune pe Terry Larrier, al lui Zarco Djuric. Din ce s-a văzut pe relorile respective, nu știu dacă este evident acest lucru, dar pare să-l fi luat un pic în brațe pe Terry Larrier, Zarco Djuric, și s-ar putea să fie astfel sancționat cu acel antisportiv. Se insistă foarte mult pe astfel de decizii din partea Federației Internaționale de Basket în încercarea de a fluidiza jocul, în încercarea de a face ca basketul jucat pe regulile Federației Internaționale de Basket să fie unul cât mai spectaculos. N-am văzut care este decizia arbitrilor, dar o să ne dăm seama imediat. Am auzit doar fluierul. Nu era însă în prim plan oficialul care a anunțat, dar având în vedere că Fowler se așează la recuperare, este clar că rămâne fault de joc. Așadar, două libere și atât pentru Terry Larrier, cu posibilitatea de a egala la 58. Suntem încă în startul sfertului cu numărul 4. Pare că vom avea parte de o partidă tensionată. Ambele libere transformate de Larrier. 58-58. Vragović pentru Far, care înscrie cu lejeritate după o pasă excelentă a lui Carlo Vragović. A șasea pasă decisivă a lui Vragović, care astăzi nu a marcat niciun punct, dar a contribuit la acest aspect. Aproape Mandy Soza încă o dată să fure o minge la care până la urmă este sancționat cu fault.
prea multă agresivitate și a existat acolo contact cu Tohătan. Aici dă peste minge Mandy Soza, însă în încercarea de a ajunge repede la ea, îl lovește peste brațe pe Lucas Tohătan. Primește Gacher, trage de trei Turk, aruncare urmărită de Thompson, mingea este pusă alături, dar a fost faultat Eric Thompson. Impactul lui Thompson se simte imediat ce a fost retrimis pe parchet. Reamintesc, schimbat din cauza că acumulase trei greșeli personale pe parcursul sfertului 3. Thompson astăzi cu 13 puncte și 5 recuperări, are acum și două aruncări libere. 4 din 5 astăzi la libere pentru Eric Thompson. Greșeala personală i-a aparținut lui James Farr. Farr aflat la al doilea fault. Vorbeam despre el puțin mai devreme, spuneam campion al Portugaliei cu Benfica Lisabona în sezonul anterior. James Farr, unul dintre cei doi noi jucători străini aduși de către Steaua, au fost păstrați Vragović, Djuric și Strahinja Jovanović. Carlo Vragović marchează pentru 3 puncte, primul coș al lui Vragović după 6 ratări din acțiune și este timeout solicitat de către Sasha Ocokolić. Steaua se distanțează la 3. Jocul oprit aici și îmi pot continua ideea, spuneam. Trei străini ținuți din sezonul precedent, Strahinja Jovanović, Carlo Vragović și Darko Djuric, au fost aduși alături de aceștia. Peter Olisemeca, jucător cu experiență, după cum aminteam, în Liga Națională de Basket, pentru că a evoluat pentru SCM-ul Craiova cam trei sferturi din sezonul anterior. Și James Farr, el se află la primul contact cu basketul românesc din interior, pentru că adversar, aminteam, a fost anul trecut, atunci când Oradea s-a întâlnit cu Benfica în FIBA Europe Cup. Benfica Lisabona, între timp, calificată în grupele Ligii Campionilor, acolo unde joacă în momentul de față. Tot în preliminariile din Liga Campionilor au fost prezenți și cei de la CSO Voluntari. Au trecut de prima rundă, eliminând formația britanică. Leicester Riders, dar ulterior au pierdut împotriva turcilor de la Tofaș Bursa în runda a doua preliminară. Tofaș Bursa, până la urmă, echipă cu un buget mult mai mare decât al lui CSO Voluntari, a și reușit să se califice în grupele Ligii Campionilor. Tofaș fusese acolo și în sezonul precedent, a jucat chiar în sferturile de finală, pierzând la un punct cu viitoarea câștigătoare a trofeului, în timp ce Tăru gratează aici, dar jocul este oprit pentru un fault. Tofaș a fost eliminat anul trecut în sferturile de finală, care s-au jucat pe sistemul cel mai bun din 3 meciuri, cu 2-0 de Tenerife. Însă Tenerife a câștigat ambele partide la un punct diferență, atât de echilibrat au fost meciurile respective. Fault asupra lui Roli Turk și două aruncări libere pe care le are acum de executat capitanul lui CSO Voluntari. Prima aruncare transformată de către Turk, care în actualul sezon are procentaj de 67% la linia de libere. Tărăc venit în sezonul precedent de la CSU Sibiu, anul trecut 7,5 puncte cu 3 recuperări în medie pe meci pentru CSU Voluntari. A fost campion al României alături de UBT Cluj. Pătrunderea lui Jovanović, care știe că poate să profite de faptul că Gacher joacă având 4 greșeli personale și îl atacă direct. Steaua din nou cu 3 puncte avans. Tohătan. Reprimește Tohătan, mingea la Roli Turk, Terry Larrier. Larrier prin blocajul lui Turk, aruncă de la semidistanță cu precizie. Încă 2 puncte pentru Terry Larrier, care ajunge la 13 și ecartul este din nou minimalizat. Djuric, Mandy Soza,
Jovanović. Paravanul lui Far. Jovanović este blocat de Tadri Gutcher, care cu tot cu cele patru greșeli personale rămâne activ în defensivă. Posesie în continuare pentru Steaua, 9 secunde din atac, repunerea este a lui Jovanović, care îl găsește pe Mandy Soza. Din nou Jovanović, prin blocajul lui Djuric, faultul lui Târâc. A doua greșeală personală pentru Roli Târâc. CSU Voluntar mai avea însă 3 faulturi de dat. Atenție, Steaua se află deja în penalizare. Orice faul făcut de Steaua se execută. Fault aici asupra lui Darko Djuric. Mai încasează încă o greșeală de echipă cei de la CSU Voluntari. Și dacă este la Eric Thompson, se pare că la el s-a dat, e cea de-a patra. Thompson din nou înlocuit, păstrat pentru finalul meciului, foarte nervos Eric Thompson. Și încă o schimbare făcută de către Sasha Ocokolici. Îl trimite din nou pe parchet pe Tekel Karan. Meci foarte bun făcut astăzi de Tekel Karan. Are nevoie de jucătorii care au fost în formă într-un final ce se anunță dramatic. Pătrunderea lui Vragović este întâmpinată cu refuzul categoric al lui Larrier. Karan pentru Larrier, pe contraatac, o pune în coș și Voluntar conduce 66-65, după ce Terry Larrier lucrează în două schimburi, mai întâi în defensivă cu capacul, iar apoi pe finalizare, la o acțiune la care pasa decisivă a venit de la Tekel Karan. Timeout solicitat de către Zoli Șafar. 4 puncte marcate la rând de către CSU Voluntari, care îl determină pe antrenorul Stelei să oprească această întâlnire și să dea indicații acum jucătorilor săi. Aparent ne îndreptăm spre o nouă dispută asemănătoare cu ceea ce s-a văzut în sezoanele anterioare. Aminteam, CSU Voluntari și Steaua au avut 2 meciuri decise la o posesie în campionatul trecut, ambele câștigate de Steaua, 87-85 în sala Mihai Viteazu, 76-75 aici în arena Gabriela Sabo. Atunci cei de la CSU Voluntari aveau o perioadă destul de dificilă. Au fost 4 înfrângeri în 6 meciuri pentru CSU Voluntari, după care și-au revenit și, așa cum aminteam, au mers până în finala Ligii Naționale de Basket, reușind să elimine în semifinale Oradea, chiar dacă n-au avut avantajul terenului propriu. Asta după ce în prima rundă cei de la CSU Voluntari au trecut în 2 partide de SCM Timișoara, iar finala au pierdut-o în 4 meciuri, 1-3 cu UBT Cluj. Steaua fără play-off în ultimele sezoane. Vragović acum pasează pentru Djuric, aruncarea de 3 e pură. Darko Djuric înscrie de afară. 18 puncte pentru Djuric și Steaua conduce încă o dată. Karan. Planinić înapoi pentru Karan. Karan pe mâna stângă, îl atacă pe Oli Semeca, protejează excelent și marchează cu panoul. 2 puncte pe experiență scoase aici de către Tekel Karan. Un total de 17 pentru el. Jovanović pentru Vragović. Vragović, invitat să joace de Tadri Gutcher, pasează pentru Djuric. Djuric comite abatere de pași la pornire. Minge pierdută de către Steaua pentru a 11-a oară. Era egalitate la capitolul mingilor pierdute înainte de această greșeală a lui Darko Djuric. Posesia se întoarce pentru CSU Voluntari. 68-68. 5 minute și jumătate până la finalul confruntării. Karan pentru Larrier. Larrier atacă inelul și este faultat de către Titus Nicoară. Ori de Nicoară, ori de Djuric.
Juric nu l-a atins. La Nicoară este faultul care s-a dictat. A treia greșeală personală pentru Titus Nicoară și două aruncări libere pentru Terry Larrier. Terry Larrier transformă prima aruncare. Face un meci foarte bun astăzi. Este abia la a doua partidă jucată în Liga Națională de Basket. Terry Larrier, repet, CSO Voluntari, are un lot format din 7 străini. Înainte era Vasiliauskas, acum a plecat Vasiliauskas, a venit Maurice Watson. Însă de fiecare dată unul trebuie să stea. Iar în precedentele 4 etape, de 3 ori cel care a stat a fost Terry Larrier. Aici Vragović pasează sub panou, Olise Meca obține faultul la Planinici. Și sunt două aruncări libere de care va beneficia Peter Olise Meca, fără punct înscris astăzi. 6 recuperări pentru pivotul nigerian. A pus brațul pe Darko Planinici. A treia greșeală personală pentru Planinici. Olise Meca își continuă nefericitele excursii la linia de libere și în sezonul precedent avea astfel de probleme când juca la Craiova. Marchează până la urmă una din două și egalează din nou. Karen. Planinici. Nu prea aruncă de trei, de asta are atâta spațiu. O face însă Larrier. La recuperare, Planinici și Olise Meca se luptă. Prinde în cele din urmă Jovanović. Djuric oprește contraatacul, pasează la Jovanović. Tripla e perfectă! Strahinja Jovanović pe contraatac arde plasa pentru Steaua și este 72-69 pentru echipa vizitatoare. Gacher cu o pasă greșită interceptată de Olise Meca. Steaua se poate duce la două posesii. Jovanović din nou, doar că de această dată aruncă un airball plin de încredere. Strahinja Jovanović, după ce ajunsese la 22 de puncte în urma coșului de 3 pe care îl marcase la faza precedentă, a încercat încă o dată. Nu i-a mai intrat de această dată aruncarea unui Strahinja Jovanović, care are astăzi 4 din 11 la aruncările din spatele arcului de cerc. Tekel Karen. Karen vrea să joace 1 la 1. Karen prin blocajul lui Planinici. Olise Meca este cel care îi dă beznă după ce îi sparge becul pe această coborâre de tavan. În partea cealaltă e fault asupra lui Jovanović și sunt două libere pentru Steaua. Revedem faultul comis de către Luca Stohătan. Două aruncări libere pentru Strahinja Jovanović. În acest meci, Steaua nu a condus niciodată la mai mult de o posesie. Se fac două acum, după ce Jovanović marchează de la linia de libere. Acesta este cel mai mare avantaj înregistrat în favoarea Stelei pe parcursul jocului. 5 puncte în plus acum. Jovanović ajunge la 24, Sasha Ocokolić cere timeout. Mai sunt 4 minute până la finalul întâlnirii, 74-69 pentru Steaua, care a câștigat până acum toate sferturile cu excepția primului. Voluntari a terminat cu un avantaj de 5 puncte după primul sfert. Sfertul al doilea, unul cu foarte puține puncte, 12-11 pentru Steaua, și sfertul 3, 24-20, tot în favoarea steliștilor, care au în acest moment 6 puncte marcate mai mult decât adversarii în acest act decisiv. Pentru CSU Voluntari o înfrângere, la fel ca și pentru Steaua de altfel, dar CSU Voluntari a plecat cu niște obiective mult mai mari la drum în actualul sezon. Complică serios situația. E drept că sunt multe meciuri de jucat. Ai în total 16 partide până la încheierea primei faze a sezonului regulat din Liga Națională de Basket, pe reorganizarea în două conferințe. Însă
Ambele conferințe sunt echilibrate și în ambele vor rămâne pe din afară formații puternice după prima fază. Două meciuri câștigate, două pierdute pentru ambele grupări până în acest moment. Tohătan pasează către Planinici. Minge primită de Karen. Steaua cu o apărare în zonă, doi oameni sus, trei jos, dar este foarte mobilă. Trage Tărăc de trei, la urmărire vine Karen, împinge până la Gacher. Atac reciclat pentru Ilfoveni. Gacher îi face semn lui Planinici să-i așeze blocajul. Gacher continuă să țină dribblingul viu, trage de afară. Ațe pentru Tadric Gacher, care cu sânge rece livrează o triplă ce scade din nou diferența la o posesie. 74-72. Strahinia Jovanović. Prin blocajul lui Oli Semeca, mingea este în colț. Zarco Djuric. Djuric caută să-l atace pe Gacher, care cu patru greșeli personale îi bagă mâna în buzunar și lasă pe Djuric fără posesie. Acesta din urmă faultează și îl trimite pe Gacher la linia de libere, de unde americanul va avea posibilitatea să egaleze. Tadric Gacher, omul momentului pentru CSU Voluntari. Coș de trei într-o parte pe relație 1-1. Intercepție dincolo la Zarco Djuric și fault obținut, prin care urmează să meargă la linia de libere. Avea doar două puncte înainte de tripla de mai devreme Tadric Gacher, care nu s-a simțit în apele sale. E o fază pe care arbitrii chiar o revăd, posibil să se dea greșeală antisportivă la o intervenție pentru care se autocerta și Zarco Djuric. Ați văzut reacția sa în momentul în care și-a dat seama ce fault a făcut. Reamintesc etapa cu numărul 6 din Liga Națională de Basket, începută mai devreme astăzi cu două meciuri, unul transmis în direct pe Prima Sport, victoria celor de la SCM Timișoara 91-74 cu Dinamo, iar UBT Cluj a trecut de CSM Târgu Jiu cu 92-62. Rămâne faul de joc la Djuric, două libere pentru Gacher. Prima transformată de către Tadric Gacher. Spuneam, în sezonul anterior a fost cel mai bun marcator al lui CSU Voluntari în Liga Națională de Basket, o medie de 14,3 puncte pe întâlnire. 2 din 2 aici pentru Gacher. E din nou egalitate după 5 puncte consecutive marcate de către el. Jovanović, Oli Semeca. Primește Vragović. Vragović spre Oli Semeca, din nou Vragović, pe mâna stângă, aruncarea de la semidistanță e perfectă și Carlo Vragović oferă din nou Stelei avantajul de 2 puncte pe tabelă. 2 din 9 din acțiune pentru Vragović, însă încredere maximă în aruncarea anterioară. Gacher a fost mâna fierbinte pentru CSU Voluntari, dă drumul la minge pentru Tohătan. Primește Karen, 8 secunde din atac, Roli Tărăc. Trece la treabă sub panou și obține coșul cu faul după ce rezistă acestui impact și arată că e blindat. Ce acțiune pentru Roli Tăru, care se izbește de adversar. Coșul este valabil și o liberă suplimentară după această venire a lui Oli Semeca, total anapoda. Incredibil însă cum, în ciuda unui contact violent, Roli Tăru, care a reușit totuși să marcheze și cele două puncte, CSU Voluntari cu șansa de a trece iarăși în avantaj pe tabelă, lucru care s-a tot întâmplat pe parcursul partidei. Avem din nou schimbare la conducere, 77-76, Steaua cu mingea. Jovanović pentru Vragović. Vragović acum pentru James Farr, o vrea de trei, la recuperare, blocajul defensiv al lui Roli Tărăc este de manual și mingea a fost recuperată de Karen. Gacher lasă pentru Tohătan. Tohătan prin blocajul lui Thompson, intrăm în ultimele două minute ale meciului. Tohătan aruncă un airball, recuperarea este a lui Titus Nicoară pentru a 10-a oară. Din nou oportunitate pentru Steaua. Jovanović faultat de Tohătan și sunt două aruncări libere pentru Strahinia Jovanović într-un meci în care nu a irosit niciuna din 8 tentative până acum.
Strahinja Jovanović în actualul sezon, spuneam 100% la linia de libere. Cu tot cu ce a tras astăzi, sunt 26 de încercări pentru Strahinja Jovanović, toate marcate. Vine acum prima ratare. N-ai cum să-l cerți pe Jovanović pentru așa ceva. 26 din 27, oricum e ireal. A doua e importantă și o transformă. Egalitate la 77. Rămâne în continuare tensiune în direct pe Prima Sport la meciul din Arena Gabriela Sabo. CSU Voluntari, Steaua București, în etapa cu numărul 6 din Liga Națională de Basket. Terry Larrier caută să joace izolat cu Nicoară, pasează spre Tărăc. Tărăc îl atacă pe Giuri, se duce pe coș, a căutat un foul pe care nu-l primește. Foul, recuperează Steaua cu șansa de a trece în avantaj. Mingea la Vragović. Vragović întâmpinat cu agresivitate de către Tadri Gacher, pozițional care continuă pentru Steaua. Vragović de lângă Tărăc. Giuric, 5 secunde mai are până când trebuie să arunce, o face de la semidistanță. Mingea iese din coș, este recuperată de Roli Tărăc. Mai puțin de un minut până la finalul confruntării. CSU Voluntari încearcă să preia din nou avantajul. Tadri Gacher. Gacher accelerează, pasează pentru Larrier de 3, scurtă aruncarea. Nicoară recuperează a 11-a oară. Jovanović face semn că vrea să joace izolat. Prin blocajul lui Nicoară caută să iasă far, alege partea cealaltă. Jovanović se duce pe coș și înscrie cu geamul, după ce a știut din nou că Tadri Gacher nu-l va faulta pentru că ar fi fost eliminat din joc. Strahinja Jovanović gestionează perfect această acțiune care poate fi decisivă. Ajunge în acest moment la 27 de puncte și Steaua conduce. Timeout solicitat de către Sasha Osokolić. Jovanović a fost omul meciului până acum. De partea cealaltă, cele mai multe puncte strânse de către Tekel Garden, 17. Alte 15 au venit de la Eric Thompson. 16 mai are de pe bancă Terry Larrier. Însă aruncarea de 3 ratată de mai devreme a fost una extrem de importantă. 12 puncte și pentru Roli Tărăc. Tadri Gacher cu 7 puncte astăzi. Pentru Steaua sunt 2 oameni, sunt 3 oameni care au dat aproape toate punctele. 27 marcate de către Jovanović și câte 18 de la James Farr și Darko Djuric. În afară de aceștia, nu mai există vreun jucător cu mai mult de 6 puncte înscrise. 6 având Robin Mandisoza cu cele 2 triple din prima repriză. 27 de secunde rămase acum până la finalul întâlnirii. 2 puncte avans pentru Steaua. Să vedem ce schema a desenat aici Sasha Osokolić. În primul rând a cerut repunere de sub propriul panou pentru a avea întreg atacul de 24 de secunde. Steaua rămâne în pressing, nu este unul foarte agresiv, primește cu lejeritate Tekel Khan. Cadă prin blocajul lui Larry. Rămâne apărat 1-1 de Jovanović, primește Gacher. Gacher pentru a pune Voluntari în avantaj. La urmărire se înalță Thompson, mingea ajunge la Tărăc. Tărăc fentează și este faultat. Greșeala personală este a lui James Farr, care ajunge la 4 faulturi și îl pune pe Roli Tărăc la linia de libere pentru 2 încercări. Tărăc are așadar posibilitatea, sub o tensiune uriașă, să egaleze la 79 cu 8,7 secunde până la încheierea jocului. Se aud acum fanii celor de la CSU Voluntari. Un meci încins în Arena Gabriela Sabo, în care prima liberă a lui Tărăc este irosită. Avea 3 din 3 până în acest moment Roli Tărăc. O ratează pe prima. Partida însă nu este încheiată. Tărăc trebuie să se concentreze pentru a o marca pe cea de-a doua. Apoi Voluntari va căuta să faulteze.
sau să recupereze ofensiv. Au făcuse acolo Thompson, dar voleibolarea lui nu își atinge ținta, prinde până la urmă Juric și este faultul lui Thompson, care va fi eliminat din joc cu a cincea greșeală personală. Multiple oportunități irosite de către CSO Voluntari. Au fost două libere pentru Rory Turek, ambele ratate. Ulterior a avut o șansă Eric Thompson, care a voleibolat acea minge, dar nu a pus-o în coș și până la urmă a făcut un fault care va duce la cel puțin două aruncări libere pentru Darko Juric, dacă nu cumva două libere și posesia. Alex Solaru și Mate Stretea sunt la masa oficială pentru a consulta sistemul IRS, sistemul de reluare instant, și să verifice dacă a fost acolo greșeală antisportivă la Eric Thompson sau dacă rămâne faul de joc. În orice caz, mai avem 7 secunde până la finalul acestei confruntări. Darko Juric va avea două libere cu posibilitatea de a le transforma pe amândouă și de a face ca diferența dintre cele două echipe să fie de două posesii. Cei mai mici n-au emoții în aceste momente, însă pentru cei care sunt fanii celor două formații, cu siguranță finalul este 1-5. Rămâne faul de joc. Două libere pentru Darko Juric. Juric mai are puțin și își ia un avocat acolo, lângă Vlad Cotrobaș, pentru a-i susține cazul. Spune că ar fi fost o lovitură murdară a lui Eric Thompson. Turek a ratat mai devreme 2 din 2. Juric astăzi cu 6 din 6 la linia de fault și un procentaj de 88% în actualul sezon. Darko Juric, care are per total în actuala stagiune 13 din 14, două libere foarte importante acum pentru el. Prima iese, ceea ce înseamnă că CSO Voluntari încă poate să egaleze cu o singură aruncare. Ce înseamnă această presiune care apasă enorm într-un astfel de final de joc? Încă o aruncare pentru Darko Juric, nu e marcată nici aceasta. Voluntari poate egala cu un coș de 2 sau poate câștiga cu 1-3. Jocul a fost oprit de către Alexandru Olaru, cred că marcase din propriul teren Tadui Gacher, dar când jocul era oprit, n-am înțeles de ce s-a fluierat. Regulamentul Federației Internaționale de Basket nu îți permite să ceri timeout atunci când jocul se află în desfășurare, doar la minge moartă. N-o fi plecat cronometrul de joc, ăsta este singurul motiv pentru care arbitrii puteau să oprească această fază, având în vedere că nu s-a fluierat faul sau vreo altă abatere. Este practic un timeout pe care Sasha Autocolic, deși protestează, îl câștigă gratuit. E drept că probabil i-ar fi convenit ca acțiunea să se desfășoare imediat după recuperare, pentru că Steaua nu părea să fie pregătită în tranziție, iar CSO Voluntari putea câștiga sau putea egala profitând de acest lucru. Repet, 7 secunde ar trebui să mai fie acum pe cronometrul de joc, dacă tot a fost oprit acesta. Iar rândul lui Zoli Șafar să vină și să ceară socoteală oficialilor. Contează foarte mult cum apasă butoanele și cei care se află la masa oficială. Discuțiile continuă acolo. Cronometrul trebuie să pornească în momentul în care mingea este atinsă de jucătorul aflat în teren, nu în momentul repunerii. Abia atunci când unul dintre jucătorii aflați în teren primește acea minge, cronometrul pornește. Otsokolic este nemulțumit. E clar că nu i s-au dat toate cele 7 secunde, doar 4,4 la dispoziție pentru CSO Voluntari. Tăchel Karen pentru Gacho. Gacher acum trimite o pasă pentru Karen. Karen aruncă pentru victorie și se termină cu succesul Stelei, care câștigă pentru a treia oară consecutiv în fața lui CSO Voluntari și se impune
la capătul unei partide extrem de încinse cu 79-77, urcând pe pozitiv în bilanțul de victorii înfrângeri și trimițând vicecampioana României la procentaj negativ acum. Două meciuri câștigate, trei pierdute pentru CSU Voluntari, trei victorii și două eșecuri pentru Steaua București, al căror eroi sunt Strahinja Jovanović cu 27 de puncte, respectiv James Farr și Zarco Djuric, câte 18 pentru fiecare. De remarcat și prestația lui Titus Nicoară, care a avut 11 puncte înscrise. De partea cealaltă, la CSU Voluntari, cel mai bun marcator a fost Tăchel Caren, 17 puncte, dar insuficiente pentru victorie. Mulțumindu-vă pentru faptul că ați fost alături de noi la cele două partide transmise pe parcursul acestei seri de vineri. Eu, Cosmin Petrescu, vă urez ca de fiecare dată toate cele bune. Nu uitați de meciurile de mâine și de poimâine, orele 19, respectiv 18, pe Prima Sport 3, tot din Liga Națională. Rămâneți cu bine, rămâneți sănătoși, rămâneți în continuare alături de canalele Prima Sport.